A sunat din nou clopoțelul la Colegiul Național Gheorghe Țițeica din municipiul Drobeta Turnu-Severin. La festivitatea de deschidere a noului an școlar au participat și personalități de seamă, oficialități ale orașului care au avut și au în continuare o strânsă legătură cu această unitate de învățământ. A început școala și cu ea glasurile a mii de elevi din Drobeta Turnu-Severin răsună în curțile școlilor. Cu bun venit au fost întâmpinați și elevii care învață la Colegiul Național Gheorghe Țițeica. Spre deosebire de perioada pandemiei, părinții au avut acces în unitățile de învățământ la festivitățile de începere a cursurilor noului an școlar. Ne așteaptă un an cu foarte multe schimbări, începând chiar cu structura anului școlar, dar suntem siguri că împreună vom reuși, ne vom adapta și la anul pe vremea asta vom constata că din nou Țițeica este cea mai reprezentativă și cea mai bună unitate de învățământ liceal din județul Mehedinți. La eveniment au participat inspectorul școlar general Alin Tomoescu și comandantul IPJ Mehedinți Ștefan Raminel Bibu. Ce dovadă mai puternică că vă apreciez acest liceu poate fi decât faptul că fata mea a terminat acest liceu, băiatul meu este încă la dumneavoastră. Dragi elevi, școala are rolul de a, și profesori într-adevăr, au rolul de a vă realiza un traseu educațional corect, de a vă face să dobândiți competențe, abilități. Dar acest rol nu trebuie să fie diminuat, nu trebuie să fie singular. Școala și părinții au obligația de a vă educa, de a vă forma personalitatea și caracterul. Poți să fii un geniu pe o anumită disciplină, dar dacă nu ești un om bun, nu vei reuși în viață. Eu vă mulțumesc, vă urez un an școlar cu sănătate și plin de succes și realizări. Vă mulțumesc! Eu o să vorbesc din postura din două calități de părinte a doi copii minunați, din care unul a terminat acest liceu, iar celălalt încă este elev, și în calitate de reprezentant al IPJ Mehedin și al Inspectoratului General al Poliției Române. În această ultimă calitate vreau să dau citire unui mesaj adresat dumneavoastră, elevilor, părinților și dascălor acestei unități de învățământ. Noul an școlar vine cu vești bune pentru elevii Colegiului Național Gheorghe Țițeica. Mai multe săli de clasă care au fost reabilitate și modernizate, printre care și două laboratoare de chimie și fizică, au fost inaugurate chiar astăzi. De asemenea, o mare bucurie pentru tinerii implicați a fost noul club al elevilor, dotat cu tablete și laptopuri performante, care va fi folosit pentru organizarea activităților de voluntariat și nu numai. Ne aflăm în noul club al elevilor. Inaugurăm chiar în prima zi de școală, pentru că în această vară s-a lucrat mult și foarte bine. L-am și dotat cu tablete, cu laptopuri, cu smart TV, cu toate materialele necesare pe care copiii să le folosească în activitățile lor non-formale. Ne bucurăm și mulțumim autorităților pentru implicare și pentru banii pe care, așa cum se vede, i-am folosit în favoarea elevilor, în acumularea unor abilități de care ei au nevoie de-a lungul întregii lor vieți, nu numai în anii de școală. Primarul municipiului Marius Creciu susține concret educația pe plan local prin investiții în infrastructura școlară, dotări și sprijinirea elevilor și a profesorilor. Mai multe săli, așa cum spunea și doamna directoare, am investit în ultimul an în liceul Țițeica, unul dintre cele mai bune licee din țară, așa cum spuneam și în cuvântul de deschidere, cu un corp profesional extrem de bine pregătit, cu promovabilitate aproape de 100% la bacalaureat, premii. Este important să investim în educația copiilor noștri, să-i sprijinim și mă bucur că au ales ca una dintre clasele modernizate să fie un club al elevilor. Le spuneam și celor mai tineri, este extrem de important să aibă activități extrașcolare, îi pregătește pentru viață o asemenea activitate. În general, dacă doresc să meargă în străinătate la o facultate, una dintre condiții este să aibă voluntariat, să aibă aceste activități, dar le prinde bine și lor, în formarea lor ca oameni,
trebuie să lucreze în echipă, să fie împreună mult timp, să găsească împreună soluții pentru ceea ce au de făcut în activitatea de zi cu zi. De-a lungul timpului, această unitate de învățământ a dovedit că urmărește și îndeplinește idealurile elevilor, îndeplinește visurile dascălilor și întărește siguranța părinților de a-și aduce copiii aici.